Dacă nu mă plac suficient, voi căuta să mă înconjor de oameni pe care să îi fac să mă placă. Dacă nu mă iubesc, voi căuta să găsesc în exteriorul meu suficiente persoane care să mă iubească, făcându-mă de neînlocuit pentru ei. Dacă nu mă accept pe mine, voi căuta cât de mulți oameni pot găsi pe care să îi fac să mă accepte. Voi căuta să devin tot ceea ce se cere să fiu ca să fiu văzută și acceptată, chiar dacă asta înseamnă să port tot felul de măști și să joc tot felul de roluri, gândindu-mă permanent ce am nevoie să spun, să fac sau să fiu aici ca acești oameni să mă accepte și să mă primească. Am fost acolo și știu ce înseamnă să funcționeze așa. Durerea este că, la un moment dat, am obosit făcând asta și o să ți se întâmple și ție dacă nu ai pățit-o deja. Poate că ești într-o relație și realizezi brusc că acea persoană nu te cunoaște de fapt deloc. Și s-ar putea să descoperi că nici familia și nici prietenii nu te cunosc deloc și e firesc la câte măști porți încă de atâta timp ca să te simți în siguranță. Și când realizezi tot ce am zis până aici, încep să conștientizezi că ai nevoie să mergi în interiorul tău și să începi să-ți dai seama ce ai de făcut ca să te placi tu pe tine, să te iubești tu pe tine și să te accepti tu pe tine, să crezi tu în tine. Făcând tot ce se cere să faci pentru asta, ajungi până la urmă la cea mai înaltă frecvență a autenticității. Și în orice încăpere ai intra, în orice relație ai fi, ești doar cine ești tu, fără măști, pentru că tu te alegi pe tine, indiferent ce aleg cei din jur să simtă pentru tine. Ce simt ei e treaba lor. Astfel ajungi la o stare de eliberare pe care toți o căutăm în călătoria noastră de vindecare. Poți să te placi pe tine ca să nu mai ai nevoie să te placă cei din jur, ci doar să te bucuri de cei care ți aleg compania pentru că le face plăcere cine ești tu natural, fără măști. Nu e sănătos să presupui că cei din jur trebuie să te placă sau să te iubească. Nimeni nu trebuie nimic. Ei aleg sau nu să simtă asta. Și dacă cei din jur nu te plac pe tine, cel fără măști, pe semne că ești în locul greșit. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.